Afirmațiile de suspendare a acordului de asociere sunt aberații, cel puțin asta a declarat fostul premier Iurie Leancă în cadrul unui interviu acordat pentru Radio Europa Liberă. Leancă a făcut aluzie la afirmațiile făcute de către liderul socialist Igor Dodon și Renato Osate. Totodată, acesta s-a întrebat: acordul de asociere îl suspendăm, dar regimul fără vize nu îl suspendăm. Cum așa? În același timp, acesta a ținut să precizeze că economia Republicii Moldova nu a avut de suferit din cauza acordului, ci din cauza sancțiunilor impuse de Federația Rusă. Totodată, în ceea ce privește declarația democratului Marian Lupu că Republica Moldova va adera la Marea Familie Europeană în anul 2019, fostul ministru al Educației Mae Sandu a declarat la TVR Moldova că afirmațiile PD-ului în acest sens țin mai mult de PR și acest termen nu este real, reieșind din situația nu tocmai favorabilă în care se află statul nostru. Judecătorii au decis prelungirea mandatului de arest preventiv pe numele lui Vlad Filat cu încă 30 de zile. Decizia instanței a fost anunțată de avocatul politicianului Igor Popa. Avocatul a menționat că decizia de prelungire cu 30 de zile este una nefondată. O considerăm una nefondată pentru că la baza solicitării nu este altceva decât acel renumit mesaj de pe Facebook, ori legea spune clar că pentru prelungirea mandatului trebuie să fie elemente noi. Acest mesaj de pe Facebook nu reprezintă o probă, este un element abstract, a declarat Igor Popa. El a mai spus că ceea ce s-a întâmplat la judecătorie demonstrează încă o dată că e vorba de un dosar politic, motivat politic, și Vlad Filat nu va avea parte de o justiție echitabilă. Până în anul 2019, Republica Moldova va depune cererea de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de către președintele Partidului Democrat Marian Lupu în cadrul lansării campaniei 2019 împreună în Europa. În a doua jumătate a anului 2019, când România va prelua președinția Consiliului UE, va apărea o oportunitate reală și eficientă pentru a sprijini parcursul european al Republicii Moldova, a declarat europarlamentarul român Victor Negrescu, care se află într-o vizită de lucru la Chișinău. Pe 27 martie și-a început activitatea organizației PES Activist Moldova. Astfel de structuri ale Partidului Socialiștilor Europeni sunt în statele comunitare, iar activiștii se ocupă de promovarea valorilor europene și informarea societății civile despre Uniunea Europeană. Cu prilejul aniversării a 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România din 27 martie 1918, organizațiile unioniste au organizat duminică 27 martie la Chișinău un congres de constituire al Sfatului Țării II, dar și un marș unionist, fiind declarat drept cel mai mare marș unionist la Chișinău. În cadrul congresului organizat la Palatul Național Nicolae Sulac, cei circa 1700 de delegați au adoptat prin vot unanim o foaie de parcurs pentru unirea Moldovei cu România până în anul 2018. Ulterior, delegații congresului au mers în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, unde erau așteptați de alte câteva mii de unioniști, iar după un scurt briefing au mers în marș până în scoarul gării feroviare. Pe toată durata marșului, aceștia au scandat lozinci unioniste. Deși organizatorii au anunțat participarea peste 50.000 de manifestanți, potrivit calculelor poliției, numărul participanților la marș a fost de aproximativ 7.000 de persoane. Banca Centrală din regiunea Transnistriană a publicat un document care conține o serie de măsuri în acest sens. Printre acestea se numără și obligarea întreprinderilor exportatoare de a converti o parte din euro și dolari pentru a suplini deficitul de valută. De asemenea, autoritățile de la Tiraspol consideră necesară reducerea de la 5.000 la 1.000 de dolari suma maximă admisă de valută în numerar ce poate fi scoasă din regiune de către persoanele fizice. Pe de altă parte, Tiraspolul își propune să aplice măsuri mai blânde împotriva agenților economici care comit abateri minore pentru a încuraja să-și dezvolte afaceri. Dacă aveți dreptul la o proprietate sau dreptul de a folosi un teren fără vreo penalitate, veți putea legaliza această proprietate. Va trebui de achitat doar o taxă de 10% din ratele curente, a declarat reprezentanta pretinsului Minister de Externe din regiunea Transnistriană, Natalia Sokolova. Bogații vor fi obligați să plătească mai multe impozite. Cel puțin asta își doresc cei de la Ministerul Finanțelor, care au elaborat politica bugetar-fiscală pentru anul 2016. După ce a trecut de guvern, documentul a fost discutat și în cadrul unui grup de lucru creat în Parlament, scrie TRM.md. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2016 presupune introducerea unui impozit pe avere pentru persoanele care dețin imobile de lux. Astfel, proprietarii caselor cu o valoare cadastrală mai mare de 1,5 milioane de lei și o suprafață mai mare de 120 de metri pătrați ar urma să achite anual 0,8% din valoarea imobilelor. Acest impozit ar aduce suplimentar în bugetul de stat aproximativ 50 de milioane de lei. Subiectul a stârnit interesul mai multor deputați. Ministrul Finanțelor a menționat că pe viitor, sub incidența acestui impozit, vor cădea și alte bunuri. La prima etapă, noi am identificat ca avere bunurile imobile cu valoare mare. După asta pot să fie și alte bunuri, cum ar fi automobilele scumpe, a declarat Octavian Narmașu. În document este prevăzută și majorarea vinietei, fapt care i-a nemulțumit pe șoferii de automobile cu numere străine. Această
majorare nu va rezolva însă problema numărului mare de mașini înmatriculate în alte țări, spun responsabilii din cadrul autorităților locale. Noi, în cadrul guvernului, am creat un grup de lucru care va veni cu un set de legi care să le permită cetățenilor să revină în albia normală a lucrurilor cu o povară fiscală echilibrată, a adăugat Octavian Armașu. Proiectul mai prevede majorarea cotelor impozitului financiar pentru terenuri, dar și a accizelor pentru carburanți, alcool și țigări. Vineria Purcare a lansat, pe data de 27 martie, când a fost marcată Ziua Unirii Basarabiei cu România, vinul Maluri de Prut. Noul produs a reunit într-un cupaj inedit două soiuri autohtone de pe ambele maluri ale Prutului, Feteasca Neagră din România și Rara Neagră din Republica Moldova. Purcare Maluri de Prut este disponibil în ediție limitată de 19.990 de sticle. Maluri de Prut continuă serie de noi lansări marca Purcare, centrate pe soiuri autohtone regiunii. Feteasca Neagră este cunoscută din perioada dacică, fiind găsite semințe ale acestui soi cu o vechime de circa 2000 de ani. Pentru identificarea cele mai reușite imagini care să ilustreze vinul Maluri de Prut, Vineria Purcare a apelat la 12 pictori tineri din Republica Moldova. Tabloul a fost ales în urma voturilor acordate online. Într-o premieră de crowdsourcing de acest gen, opera selectată aparține lui Andrei Șimanski, un tânăr din capitală. Oamenii care călătoresc cu autobuzul sau microbuzul vor putea procura bilete nu doar la ghișeile autogărilor, dar și la terminale, asta dacă va fi pus în practică o inițiativă legislativă elaborată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Autorii documentului discută și cu transportatorii pentru a afla dacă există posibilități tehnice de aplicare a noului serviciu. Reprezentanții Ministerului spun că instituția a identificat și sursele bănești necesare pentru implementarea proiectului. Este vorba despre 19 milioane de lei. Noile opțiuni ar putea fi accesibile peste 3 luni. Asemenea, servicii sunt aplicate pe larg în mai multe țări ale lumii. Primăvara și-a intrat pe deplin în dreptul. Serviciul Hidrometeorologic al Republicii Moldova a anunțat că în următoarele zile în majoritatea regiunilor din țară se vor înregistra temperaturi de la plus 15 grade Celsius până la plus 25 de grade în timpul zilei și plus 2 grade Celsius în timpul nopții în unele regiuni ale țării. La Brăceni și Soroca, meteorologii anunță temperaturi de până la 23 de grade, iar la Bălți cu un grad mai mult. La Chișinău maxima va fi de 25 de grade Celsius în condițiile unui cer variabil, iar la Orhei vor fi 26 de grade. Шествия против туберкулеза прошли в трех городах Приднестровского региона. Врачи, общественные организации и жители Рыбницы, Бендер и Тирасполь вышли на масштабные шествия по главным улицам своих городов, чтобы привлечь внимание к проблеме заболеваемости туберкулезом. В канун Всемирного дня борьбы с туберкулезом активисты раздавали прохожим информационные буклеты и символические ромашки из шаров. Символ этого праздника – это ромашка. Ромашка – это признак здорового дыхания. То есть каждый из нас должен знать, что нужно вовремя проходить обследование. Если мы регулярно и вовремя проходим обследование, туберкулез на ранних стадиях, он излечим. Поэтому нужно делать все вовремя. Мы об этом хотим заявить и привлечь как можно больше общественности. Сейчас в Рыбнице с активной формой заболевания на учете состоят 125 человек. В Рыбнице в настоящее время ситуация несколько улучшилась, но тем не менее она улучшилась не в цифровом количестве, а улучшилась по структуре заболеваемости. Люди стали своевременно обращаться за медицинской помощью, и у нас стало больше случаев ограниченного процесса туберкулеза в легких. Когда в прошлые годы были чаще запущенные, были более сложные случаи, которые заканчивались смертельным исходом. Какие меры должны принять для предотвращения заболевания туберкулезом горожане знают. А вот отношение к больным у людей разное. Наверное, заходите в квартиру, в дом, в помещение, сразу мыть руки, конечно же, все продукты мыть, потому что в любом случае мы не знаем, у кого покупаем и как это все передается. Это первое, что, наверное, нужно сделать. Ну, во-первых, нужно чаще проходить флюорографию, то есть чтобы знать, раз в год нужно проходить обязательно, сдавать анализы, чтобы не заразиться этим заболеванием. Нужно следить, во-первых, за своим здоровьем и с окружающим миром. Прежде всего, правила безопасности санитарной – это постоянно мыть руки, потому что туберкулез – это контакт от внешней среды, от грязи. Надо мыть руки. Каждый человек должен понимать опасность этого заболевания, они должны сами себя предохранять, то есть заниматься спортом, также постоянно быть в движении, не иметь контакта такого близкого с человеком, который уже имеет эту болезнь. Нет, не боюсь.
Я с этим делом уже много сталкивался, помогал всем. Я считаю, что если вдруг узнали, надо обязательно лечиться. Это первое правило, потому что прежде всего он является опасным для окружающих, если открытая форма тем более. Надо лечиться и надо рекомендовать в первую очередь обращаться за помощью к врачам. Я стараюсь с ними не встречаться, ну, обходить как бы эту ситуацию. В любом случае, каждый человек должен лечиться. Я не сразу как бы стараюсь, ну, от них отойти, но стремлюсь к тому, чтобы они все-таки лечились. То есть, если это будет какой-то близкий мой человек, то я, естественно, буду способствовать тому, чтобы он начал лечение. Наша акция сегодня проводится в трех городах – в Рыбнице, в Тирасполе, в Бендерах, для того, чтобы привлечь общественность к проблеме туберкулеза, для того, чтобы показать, что это проблема, которая решается, что туберкулез все-таки болезнь излечимая, и напомнить основные методы профилактики туберкулеза. Появляются новые методы диагностики, появляются новые методы лекарства, но туберкулезная палочка, она меняет видоизменения. Вот, и приспосабливается ко всем медикаментам, на которых мы действуем. Рыбницкий район остается лидером по количеству заболеваемости туберкулезом на левобережье Днестра. За первые три месяца 2016 года врачи зарегистрировали в Рыбнице 22 больных туберкулезом. Republica Moldova are nevoie de reforme profunde și reale în toate sectoarele, iar cel mai mare risc este că guvernarea nu învață din propriile greșeli și continuă să mimeze reformele. Avertismentul vine de la ambasadorul Marii Britanii la Chișinău. Într-un interviu pentru Sinteze și Dezbatere de Politică Externă, Philip Batson a spus că în justiție, de exemplu, a fost creat un sistem distrugător care protejează interesele unei elite. Pe lângă justiție, ambasadorul britanic s-a referit și la alte sectoare cheie din instituții precum Procuratura, Centrul Național Anticorupție, sistemul bancar și audiovizual, dar și transparență în finanțarea partidelor politice. Diplomatul a mai declarat că donatorii internaționali vor acorda sprijin financiar numai dacă vor fi siguri că reformele sunt reale și ireversibile. Președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, Andy Crista, consideră că la Chișinău nu există o voință reală pentru eluciderea furtului miliardului. Opiniile au fost exprimate de către europarlamentarul român în cadrul unui interviu acordat publicației qmagazine.ro. Percepția majorității celor care lucrează la Bruxelles pe dosarul Republicii Moldova, dincolo de declarațiile asumate oficial, este că lipsește voința reală de a face lumină în acest caz, fiindcă radiografia reală a mecanismului ingineriei economice, cât și a persoanelor implicate, este teribilă pentru o întreagă generație de politicieni și nu numai. Uniunea Europeană, Consiliul Europei, alte organizații internaționale și-au manifestat disponibilitatea de a sprijini și a oferi asistență în limitele prerogativelor. Însă Chișinăul s-a manifestat mai degrabă pasiv, a declarat Crista. Eurodeputatul mai susține că problemele structurale pe care le are Uniunea Europeană după valul de imigranți și atentatele teroriste din ultima perioadă face tot mai grea misiunea României de a pune dosarul Republica Moldova cât mai sus pe agenda politică a Europei. Reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova se arată îngrijorați de faptul că nu este promulgată legea numărul 2474, care a fost adoptată la 4 martie în Parlamentul Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, în care mai mulți primari au declarat că forțele ostile reformelor ar putea bloca implementarea legii prin folosirea frauduloasă a instituției președintelui Republicii Moldova. Constantin Cojocaru, primarul de Edineța, a declarat că prin legea adoptată, autoritățile locale au dobândit dreptul de a schimba destinația terenurilor și de a se adresa direct la Curtea Constituțională, în cazurile în care sunt încălcate principiile autonomiei locale. Totodată, activitatea autorităților va fi mai transparentă, va micșora birocrația și va preveni corupția. Această lege, în contextul descentralizării, dezleagă mâinile autorităților publice locale și sperăm că promulgarea acesteia nu va fi tărăgănată prea mult timp, a declarat primarul. Edilul satului Colibaș, Ion Dolganiuc, a spus că situația este îngrijorătoare pentru că a fost nevoie de mai mult efort ca legea să ajungă în Parlament, iar acum, după mai mult de 3 săptămâni, încă nu a fost promulgată. Liderul Partidului Liberal nici nu vrea să audă despre criticile în adresa actualei guvernări. Mihai Ghimpu spune că în prezent sunt făcute reforme, așa că ambasadorii de la Chișinău, dar și europenii care și-au permis să critice actualul guvern pe motiv că mimează reformele, să tacă, așa cum au tăcut când se fura miliardul, spune Ghimpu. Declarațiile au fost făcute la postul public de televiziune. În ultima perioadă, tot mai mulți europeni critică felul în care sunt implementate reformele în Republica Moldova. Chiar săptămâna trecută, ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Philip Batson, a declarat în cadrul unui interviu că cel mai mare risc pentru Republica Moldova este faptul că guvernarea de la Chișinău nu învață din propriile greșeli și continuă să mimeze reformele.
Scumpirea vinietei anunțată de guvern pentru mașinile înmatriculate în alte țări i-a scos pe șoferi din nou în stradă. Oamenii nemulțumiți au mărșulit prin orașul Cahul și au blocat pentru o oră drumul ce duce la vamă. Manifestanții spun că protestele vor continua până când revendicările lor vor fi soluționate. Deocamdată este vorba de aproape 100 de șoferi din Cahul. În timp ce șoferii își declară nemulțumirea prin blocarea traseilor naționale, ministrul finanțelor Octavian Armașu a explicat că scumpirea vinietei este inevitabilă. Potrivit noii politici bugetar fiscale aprobate deja de executiv în acest an, vinieta va costa aproape dublu față de anul trecut. Ca să intre în vigoare, noile modificări trebuie să fie votate și de către deputați. Viitoarele așa zise alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană s-ar putea transforma într-un eșec răsunător din cauza unei posibile prezențe scăzute la urne. Temerile vin din partea unor deputați ai Sovietului Suprem de la Tiraspol. Parlamentarii au elaborat un proiect privind reducerea pragului de participare la scrutin de la 50% la 25%. Mulți locuitori din stânga Nistrului spun că nu vor merge la vot pe motiv că sunt profund dezamăgiți de actuala administrație a regiunii transnistrene condusă de Evgeni Șefciuc. Autorii proiectului lui de lege menționează că sunt șanse puține ca la scrutin să se prezinte mai mulți alegători. Chișinăul, pe bună dreptate, rămâne o capitală a gheretelor, mai degrabă decât una europeană. Edilul municipiului Dorin Chirtoacă spune că nu-i poate lăsa fără locuri de muncă pe cei peste 15.000 de angajați care activează în diverse gherete. Declarațiile au fost făcute la TVR Moldova. Noi am moștenit orașul cu tot cu gherete. Când am venit la primărie, în oraș erau peste 5.000 de gherete. Acum sunt mai puține. Ele apar din sărăcie. Trebuie să știm că aceste gherete vor dispărea când se va dezvolta economia Republicii Moldova și vom avea condiții pentru comerț, a mai declarat Chirtoacă. Totuși, primarul orașului a ținut să se laude și cu faptul că două străzi au fost curățate de gherete. Strada Lecu Rousseau a fost plină de gherete. Acum le-am scos pe toate. Pe Mircea cel Bătrân tot le-am demontat, a adăugat Chirtoacă. În realitate, însă, situația nu este nici pe departe așa. Atât pe strada Lecu Rousseau, cât și pe strada Mircea cel Bătrân pot fi văzute zeci de gherete, lucru demonstrat de mai multe secvențe video realizate de jurnaliști pe aceste străzi. Codul de etică al cadrului didactic va contribui la menținerea unui grad înalt de profesionalism și va îmbunătăți imaginea actorilor sistemului de învățământ în actuala criză de autoritate cu care se confruntă acesta. De această părere sunt reprezentanții Ministerului Educației și experții care au elaborat documentul și l-au prezentat opiniei publice, relatează trm.md. Potrivit ministrului Educației Corina Fusu, documentul își propune să elimine traficul de influență, discriminarea copiilor și practicile imorale ce pot apărea în mediul educațional. Unii profesori sunt de părere că un astfel de document va schimba foarte mult starea lucrurilor din cadrul instituțiilor de învățământ. Acest cod de etică ne va servi drept carte de căpătâi și sper ca toate cadrele didactice să respecte prevederile acestui document. Este de părere un profesor. Acest document va schimba atitudinea profesorului față de copil, de părinte și probabil, nu în ultimul rând, atitudinea părinților față de școală. Consideră un alt cadru didactic. Codul de etică a fost elaborat de către un grup de experți în cadrul proiectului Tineri pentru Transparența în educație. Documentul a fost supus dezbaterilor și avizat de către sindicatele din educație, Centrul Național Anticorupție și reprezentanți ai societății civile. O grupare criminală specializată în fabricarea și punerea în circulație a banilor falși a fost reținută în flagrant la intersecția străzilor Alexandru Pușkin și Columna din capitală. În urma perchezițiilor, polițiștii au depistat asupra persoanelor reținute valută străină în suma de 10.000 de euro cu semne de falsificare. Bănuiții urmau să vândă cele 10.000 de euro în schimbul la 4.000 de euro veridici. De asemenea, la domiciliul bănuiților a fost găsit aparataj tehnic care a fost folosit pentru fabricarea bancnotelor. Suspecții originari din raionul Vulcănești cu vârstele cuprinse între 31 și 36 de ani sunt cercetați penal pentru fabricarea și punerea în circulație a banilor falși. Ei riscă până la 15 ani de pușcărie. La Orhei s-a desfășurat ediția a doua a Marșului pentru Viață, organizată de Asociația Umanitară Filantropia Creștină de pe lângă Biserica Ortodoxă Română Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului. Evenimentul a debutat în fața monumentului Vasile Lupu din piața centrală a orașului, cu rugăciune și cu un îndemn de a le oferi șanse la viață copiilor nenăscuți. Această o asociație își propune să organizeze un marș pentru a sensibiliza societatea asupra trei probleme: asupra vieții, asupra femeii și asupra familiei. Viața, pentru că ultimul timp se înregistrează foarte multe avorturi. Republica Moldova
este printre primele țări din lume cu cea mai mare rată a avorturilor. În același timp se înregistrează o scădere a populației, o îmbătrânire, a numărul celor apți de muncă la fel este în scădere. Femeia la fel nu este prețuită la justa ei valoare, nu este susținută în mod special în perioada sarcinii. De aceea, femeile noastre se confruntă cu o așa numită criză a sarcinii. Și în mod special, în aceste momente vinovați sunt bărbații, dar și societatea în general. Și bineînțeles, familia. Familia care este celula de bază a societății trece prin diferite crize, și de ordin financiar, și de ordin spiritual, și de ordin moral. Deci toată societatea și în mod special noi clericii suntem datori să venim în sprijinul familiei, a femeilor și tuturor să le vorbim că viața este importantă și trebuie să o protejăm. Oamenii de bună credință, în marea lor majoritate tineri, au venit pentru a-și exprima opțiunea pentru viață. A urmat un program cultural cu participarea dansatorilor de la gimnaziul Ion și Doina Aldea Teodorovici din orașul Orhei, dar și a declamatorilor din satul Peresecina. Invitatul de onoare a manifestării a fost interpretul basarabean de muzică populară, Nicu Mâță, stabilit cu traiul la București. Umblărelele prin lume ca și haitele în pădure. Iuțul meu cu ochi la Dumnezeu apai. Pe celălalt îl țin la lume, cui greu eu să-i fac bine, cui greu eu să-i fac bine. Când o fi vremea de moarte, să nu eu numai păcate, să nu eu numai păcate. Marșul pentru viață, pentru familie, pentru femeie, pentru a sensibiliza lumea de a fi mai bună, mai înțelegătoare și a fi mai pozitivă. Noi promovăm viața, familia, femeia și spunem un mare nu avortului și persoanelor care recurg la această metodă care este una greșită. Am venit cu toată dragostea și cu toată plăcerea la Orhei. M-a invitat părintele Sergiu la acest marș frumos, marș pentru viață, fiindcă lucrul cel mai de preț pe care îl avem rămâne a fi viața. Și mă bucur să mă întâlnesc cu acest prilej și cu orheinii, mai ales că eu n-am fost niciodată, am auzit atâtea lucruri bune și frumoase despre Orhei, despre locurile noastre minunate, despre oameni, mai ales că am avut la facultate, la conservator, am avut prieteni de la Orhei. Vreau să le doresc să aibă parte de tot ce este mai bun și mai frumos în această lume, să aibă un post ușor și să aibă un an cât mai prosper și să ne revedem și cu alte ocazii. Marșul a continuat spre Biserica Ortodoxă Română, Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, unde s-a rostit o rugăciune la o cruce din lumânări pentru sufletelele copiilor nenăscuți, victime ale avortului. Mă bucur că tineretul participă și să învață cum trebuie să trăiești corect, fără avorturi, fără ucidere de om. Consider un eveniment foarte important și are unul. De ce este important? Deoarece oamenii trebuie să-și dea seama singuri, însă cei care nu au acea intelectualitate de a-și dea seama că păcatul acesta mare, și anume avortul, și ei nu pot să-și dea seama singuri, anume noi încercăm să le aducem. Acest marș este dedicat în mod special vieții. Se postează ca opțiune pentru nașterea de prunci în defavoarea avortului, care reprezintă un flagel destul de serios pentru societatea de aici, de la noi, din Republica Moldova, în condițiile în care o bună parte din prunci nu sunt născuți și sunt lăsați pradă avortului. Aș vrea să menționez că tematica acestui marș din acest an a fost pentru viață, pentru femeie, pentru familie. Trei entități care stau la baza societății noastre, întrucât familia este celula societății, femeia este cea care dă naștere copiilor, care perpetuează societatea, iar viața este prezentă atât în familie, este
dată de către femeie, pentru că chiar prima femeie numită Eva ar însemna viață, și aceste trei componente ne-au adunat astăzi pe mai mulți locuitori al orașului Orhei, în mod special tineri de la liceele din oraș, precum și de la alte instituții de învățământ, cum ar fi Colegiul de Medicină, Colegiul Pedagogic, și am făurit acest minunat parcurs al urcușului nostru spiritual pentru a comemora pe pruncii nenăscuți, victime ale avortului, dar și pentru a da un imbold societății și a prioritiza viața copilor mai sus și mai presus decât orice. La Marșul pentru Viață au participat peste 300 de elevi, tineri și adulți din oraș și satele raionului. Date îngrijorătoare de la Ministerul Sănătății, fiecare al optelea adolescent de 11 ani a consumat alcool în ultimele 30 de zile. Este concluzia unui studiu făcut în parteneriat cu Biroul Organizației Mondiale a Sănătății. Este prima cercetare realizată la nivel național privind sănătatea adolescenților. De cele mai multe ori, atitudinea tinerilor față de alcool depinde de modul în care acesta este privit în familiile lor, arată studiul. Raportul mai spune că fiecare al cincelea adolescent a încercat să fumeze, iar 8% dintre respondenți au spus că fumează și acum, și accidentele sunt frecvente în rândul tinerilor. Fiecare al doilea băiat și fiecare a treia fată a suferit traume în ultimul an. Îngrijorător este și faptul că o treime dintre băieții de 15 ani și mai mult de jumătate dintre cei de 17 ani nu au folosit nicio metodă de contracepție. Totodată, cei mai mulți dintre ei recunosc faptul că au fost implicați cel puțin o dată într-o bătaie în ultimul an. În același timp, studiul a scos la iveală și faptul că fiecare al șaselea copil trăiește doar cu mama. De altfel, ea este și persoana cu care adolescenții comunică cel mai ușor. Studiul a fost realizat în anul 2014 și a cuprins 6642 de respondenți din diferite instituții de învățământ. Respondenții au fost adolescenți cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani. Autoritățile au identificat și aprobat modalitatea în care vor fi rambursate cele circa 13,6 miliarde de lei rămase restante după dispariția miliardului și lichidarea celor trei bănci, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Dobânda de 5% sau circa 678 de milioane de lei pe an. Potrivit raportului de audit al Băncii Naționale a Moldovei, a fost semnat un memorandum de înțelegere între BNM și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Un calcul elementar relevă că o dobândă anuală de 5% la suma de 13,57 de miliarde de lei, reprezintă circa 678 de milioane de lei pe an. Aceasta fără a lua în calcul și plata sumei de bază. Sursa din sistemul bancar spun că la o zi după semnarea memorandumului, ministrul finanțelor Octavian Armașu i-a convocat într-o ședință informală pe toți șefii băncilor din Moldova, în cadrul cărora le-a prezentat prevederile documentului, inclusiv faptul că durata de rambursare va fi de 20-25 de ani, iar rata dobânzii de 5% relatează portalul moldstreet.com. Astfel, dacă de la sfârșitul anului 2014 și până acum, cetățenii Republicii Moldova au plătit indirect notele de plată pentru jaful secolului prin prăbușirea monedei naționale, creșterea generală a prețurilor și limitarea substanțială a accesului la finanțe prin scumpirea resurselor creditare, din acest an este planificat să plătim ca și contribuabil în modul cel mai direct. Or, memorandumul dintre BNM și Ministerul Finanțelor transpune această sumă în contul datoriei de stat interne și respectiv va trebui rambursată din contul impozitelor achitate de contribuabil, adică de noi toți, a declarat Stanislav Madan pentru site-ul de profil moldstreet.com. Anterior, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a confirmat că singura opțiune de a conferi un statut creditelor acordate de BNM celor trei bănci în cazul că acestea nu vor putea rambursa sumele primite este transformarea acestor împrumuturi în datorie publică. Cabinetul de miniștri a aprobat cu pași rapizi proiectul pregătit de Ministerul Afacerilor Interne prin care se instituie cenzura internetului. Deși proiectul de lege este orientat spre combaterea pornografiei infantile și combaterea terorismului, documentul conține mai multe prevederi prin care se oferă organelor de anchetă dreptul să blocheze site-uri, să verifice e-mail-urile personale, SMS-urile și să permită citirea mesajelor Viber, Telegram sau WhatsApp. În comentariul său la acest proiect de lege, prim-ministrul Pavel Filip a ținut să precizeze că este unul bun și util. Alți membri ai cabinetului nu au comentat subiectul în cadrul ședinței. Este un proiect util care va asigura eficiența necesară. Este important însă să nu depășim limita, a declarat Filip, citat de Agora.md. Guvernul include în lista actelor ce urmează a fi modificată legea privind prevenirea și combaterea criminalității informatice, unde în articolul 7 prevede obligație pentru furnizorii de servicii să conserveze traficul de telefonie fixă și telefonie mobilă de la 180 de zile la an, iar traficul de internet 6 luni. Aceste prevederi vor crește considerabil costurile întreținerii afacerilor operatorilor de telefonie
telefonie mobilă sau servicii internet. Ministerul de Interne argumentează inițiativa legislativă prin alierea la normele europene prevăzute în diverse directive UE sau ale Consiliului Europei. De asemenea, Ministerul de Interne susține proiectul de lege prin necesitatea combaterii pornografiei infantile, exploatarea sexuală a copiilor, propaganda războiului sau terorismului, discriminarea rasială, ostilitate sau violență. Fermierii vor importa motorină direct de la producător de pe data de 1 aprilie. Despre aceasta a anunțat premierul Pavel Filip în cadrul ședinței guvernului. Astfel, acum ANRE urmează să elibereze cât mai curând autorizațiile care vor permite importarea motorinei la prețul de la producător. De la 1 aprilie, fermierii vor putea importa motorină direct de la producător, astfel ei pot economisi la prețul de achiziție a motorinei. O să vin cu o solicitare ca ministrul Grama să asigure condițiile necesare. De asemenea, fac un apel către ANRE. Este necesar ca acum să ajutăm fermierii să poată obține autorizație de import cât mai repede posibil, prin eliminarea barierelor birocratice care mai există, a mai declarat prim-ministrul. Ieftinirea medicamentelor din 1 aprilie este un prim pas ferm pentru a asigura accesul cetățenilor la preparatele necesare. Reducerea se datorează modificării metodologiei de aplicare a adaosului comercial pentru preparatele farmaceutice. Declarațiile au fost făcute de ministrul Sănătății Ruxanda Glavan la un post privat de televiziune. Estimările noastre arată o scădere a prețului în lei la raftul farmaciei cu până la 14% pentru 700 de medicamente, pentru alte 500 de medicamente cu circa 12% și pentru alte 1300-1400 de medicamente scăderea va fi între 5 și 9%, a mai declarat ministrul Sănătății Ruxanda Glavan. Ministerul Sănătății planifică și extinderea listei medicamentelor compensate, iar pentru asta vor fi alocate suplimentar 50 de milioane de lei. Camera deputaților de la București a respins miercuri 30 martie cererea de reexaminare a președintelui român Klaus Iohannis, prin care și-a exprimat dezacordul ca România să ofere Republicii Moldova un împrumut de 150 de milioane de euro. Cu 252 de voturi pentru, deputații au aprobat acordul privind asistența financiară rambursabilă între România în calitate de împrumutător și Republica Moldova în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150 de milioane de euro, semnat la Chișinău la data de 7 octombrie 2015, așa cum a fost completat prin schimbul de scris între prim-ministrii României și Republicii Moldova de pe 30 ianuarie 2016, respectiv din 5 februarie 2016. Astfel, deputații au respins cererea de reexaminare a lui Klaus Iohannis, care a considerat inoportună acordarea unui împrumut Republicii Moldova aflată în criză politică la acel moment. În acest moment, Republica Moldova este conectată la două surse de ajutor financiar românesc. Prima este un împrumut nerambursabil de 100 de milioane de euro acordat de guvernul Ponta în urmă cu mai bine de 2 ani. Acești bani erau prevăzuți pentru finanțarea proiectelor din domeniul sănătății, mediului și pentru construirea și repararea instituțiilor preșcolare din Republica Moldova. A doua sursă românească de finanțare este un acord cu Republica Moldova pentru un împrumut de 150 de milioane de euro, bani rambursabili în termen de 5 ani la o dobândă de 1,5%. Acești bani ar acoperi cheltuielile bugetare timp de 2 luni în Republica Moldova, deci ar fi o de supraviețuire. Acest al doilea împrumut a fost semnat tot de premierul Victor Ponta în vara anului trecut, însă moldovenii n-au primit deocamdată niciun ban. Șoferii nu se dau bătuți, au ieșit din nou în stradă, zeci de conducători auto au pornit în coloană pe Bulevardul Ștefan cel Mare pentru a protesta față de scumpirea vinietei. Astfel de manifestații au mai avut loc în capitală. Șoferii s-au adunat mai multe seri la rând în piața Marea Dunării Naționale pentru a-și declara nemulțumirea că sunt majorate costurile vinietei. Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege în acest sens, iar acum Parlamentul va decide dacă noile prețuri vor intra în vigoare. Din cele 10 proiecte de decizii incluse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Raional Orhei, doar două au generat discuții aprinse. E vorba în primul rând de examinarea raportului auditului efectuat de Curtea de Conturi asupra exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în Raionul Orhei pentru anul 2014. Ion Ștefârță, fostul președinte al Raionului, consilier PLDM, a apreciat raportul drept unul foarte dur. De altă părere însă a fost majoritatea consilierilor. Consiliul Raional a insistat Curtea de Conturi să examineze activitatea APL-ului pe parcursul ultimilor 4 ani de zile, dar propunerea a fost respinsă de curte. Mai mult, astăzi se găsesc lacune financiare ce au rămas neobservate de curte. Consilierii au elaborat
elaborat un plan de acțiuni pentru executarea recomandărilor Curții de Conturi, completând proiectul deciziei inițiale. S-a insistat ca vinovații de fraudele financiare să fie sancționați, conform legii, iar președintele să anunțe consilierii despre informațiile parvenite de la structurile de drept. După două dezbateri publice, s-a revenit la problema complexului sportiv raional, care la fel a generat discuții tăioase. Potrivit lui Tudor Golub, președintele raionului Orhei, după 8 ani de exploatare, după reconstrucția acestuia, stadionul a ajuns într-o stare deplorabilă. Pentru a-l gestiona în continuare se cere anual circa 800.000 de lei, sumă care nu are acoperire bugetară. În cadrul dezbaterilor, discuțiile s-au axat pe două propuneri, de a-l transmite în arendă conform solicitării FC Milsami sau de a-l vinde. Au fost 10 subiecte pe ordine de zi, dintre care 3 foarte importante. Deci una, aprobarea strategiei de dezvoltare integrată a raionului Orhei perioada 2015-2020, raportul de audit a Curții de Conturi pentru exercițiul bugetar pe anul 2014 și, clar, asta care a trezit cele mai multe discuții, subiectul, bun, așa cum poporul îmi spune, înstrăinarea stadionului. Deoarece consilierii fost și ei pe aceeași lungime de undă, cred că este cea mai reușită variantă, fiindcă în condițiile actuale, când stadionul la noi intrat într-o penurie și financiară, și de dezvoltare, degradare a infrastructurii, și existând un potențial investitor care ar putea prelua aceste active și să le modernizeze, eu cred că este cea mai rezonabilă soluție. Plus la aceasta, asta nu înseamnă că nu dispare stadionul. În plus, în afară de acest stadion care va fi modernizat conform rigorilor UEFA și FIFA, un stadion modern european de 10.000 de locuri, noi vom construi și un complex polivalent și de sportiv teren de stadion polivalent și plus o sală multifuncțională polivalentă de sport. Consilierii chiar printr-un punct de decizii menționate, au stipulat că banii vor fi alocați doar expres și doar pentru dezvoltarea obiectivelor de menire sportivă. Am vrut să menționez faptul că complexul sportiv raional, într-adevăr, are o etapă trecută, așa spun eu, destul de dură. Chiar la începutul construcțiilor au fost nevoie investiții destul de serioase, este vorba de la 27 milioane lei. La moment, Consiliul Raional are o programă pentru dezvoltare în continuare a complexului sportiv. Astăzi, consilierii raionali au ieșit cu o propunere de a scoate la licitație publică complexul sportiv raional Orhei, care a fost evaluat jur de 47 de milioane. Consilierii în dezbatere destul de serioasă s-au exprimat și în principiu au votat pentru scoaterea la licitație cu multe, multe anexe, inclusiv și cea de a folosi banii acumulați de la licitația respectivă în domeniul sportiv, cultural al raionului. Socialistul Constantin Tighineanu a propus ca înainte de a vinde stadionul să fie organizat un referendum, dar nu a fost susținut. Și mai mult s-au ațățat spiritele când la tribuna ședinței a urcat Vasile Bolea, deputat PSRM în Parlamentul Republicii Moldova, care a început să ia la rost pe aleșii locali că nu fac bine ceea ce fac. Ceea ce a propus domnul Tighineanu, efectuarea unui referendum. Dar de ce vă temeți, domnilor, de referendum? Ați spus că... Ce vorbiți, domnul deputat? Ce за картинка сегодня când вы? Какой референдум? Мы тут мучимся уже 4 месяца с этим вопросом. А вы не мучаетесь. Вы спросите у людей. Вы спросите у людей, я еще раз говорю. Смотри картинку, какую делать тебе. Что за разговоры такие? Почему вы не были тут на публичных слушаниях? Почему вы не были на публичных слушаниях? Для чего вы сюда пришли? Чтобы сделать заставку на телевидении сегодня? Есть сайт консилиума. Да ничего себе, мы сидим, он сидит, нас очерняет, чтобы встать потом по телевидению, картинка была такая показана. Значит, закончили этот разговор, прекратили, сидели, поставили на голосование. Не желаем, потому что вы делаете... Это вы не желаете. Даже часто судорится фигуарионный референдум. Леджа первите с фашистом сондар. Faceți, vă rog, un sondaj, deoarece locuitorii raionului Dobru, care au Ну вы же говорите, вы очерняете. Мы сидели, мы принимали решение тут. Тут находились люди из спорта, ветераны, кто угодно. Как вы можете такое говорить? Для того, чтобы это показать, что этого не было, дети спали. Давайте заканчиваем. Это решение принято обществом, всем активным обществом, которое проживает в районе Оргеев в городе, а не вами.
Am votat împotrivă deoarece s-au încălcat drepturile omului, fiindcă eu, de cum am precedat, în baza articolului 175 codului electoral, noi avem dreptul să implementăm un referendum în teritoriu, a ne consulta cu populația raionului Orhei. Ce să facem? La întrebare, ce să facem? Cum să procedăm cu stadionul dat care e împlăsat în centrul orașului Orhei. Însă, la propunerea noastră de totuși de a nu-l revinde sau nu-l scoate la licitație stadionul, dar să fie dat în arendă, noastre nu s-au reacționat și s-o cot că asta nu e o discuție. Это очень спорный вопрос был, касающийся приватизации. Всегда сложно что-либо выставить на продажу, потому что сразу же мы вспоминаем, что это у нас есть. И как в простых поговорках говорится, такая корова нужна самому. Но в реальности это объект, который требует очень серьезных инвестиций, и средств в бюджете на сегодняшний момент нет. В то же время мы приняли решение не в пользу кого-то, а приняли решение на проведение торгов. Сегодня ничего не продано, ничего никуда не ушло. Принято решение об организации торгов. И тот, кто придет на эти торги и представит те необходимые материалы, а именно проект строительства стадиона, соответствующего нормам европейским футбольным, значит, проект, который будет позволять вмещать 10 тысяч зрителей, значит, и представит источник кредитный ресурс, целенаправленный на строительство этого стадиона, именно он и станет победителем. Плюс, естественно, деньги, которые мы запросили, это от 47 миллионов лей, которые мы направим на строительство, я говорю, олимпийского стадиона, на все остальные виды спорта на территории города Аргеева в районе Аргеева. În cele din urmă, cu 27 de voturi din cei 31 de consilieri prezenți în sală, stadionul urmează să fie scos la licitație, iar din banii obținuți după vânzare, e vorba de aproape 49 de milioane de lei, să se construiască un complex sportiv polivalent în cartierul Bucuria. Școlile din țară și-au deschis larg ușile pentru viitorii elevi. Din cei 35.000 de copii care vor păși pentru prima dată pragul școlilor la 1 septembrie, circa 100 sunt așteptați la liceul teoretic Alexandru cel Bun din orașul Rezina. Actualii elevi ai liceului i-au întâmpinat pe preșcolari din grădiniță cu aplauze. Pentru micuții care doresc să învețe la noi liceu și să cunoască o zi de viață a unui școlar. Sentimentele mă copleșesc din motiv că eu sunt absolventă și plec din acest liceu, iar sora mea mai mică, Lina, este cea care va păși alături de micuții de la grădiniță, va păși pragul școlii și va cunoaște ce înseamnă viața unui școlar. Vreau să vă zic o urare pentru copii. Dragi copii, voi veți fi elevi doar peste puțin timp, dar până atunci adunați cât mai multe amintiri plăcute la grădiniță ca să le puteți lua cu voi la școală. Uniți sunt nerăbdători ca să ne pășească pragul și ca să înceapă, ca să rămână, să ne cunoască o magie neprețuită, adică învățătura. Însă alții nu știu mai nimic despre școală. Astăzi eu vă voi face un tur prin minunata lumea magiilor numită școală. Voi începe cu scumpii profesori care ne sunt ca niște părinți. Când nu știam cum să scriem, ele ne luau mâna noastră și scriam în cer. Sper că și de voi vă vor învăța multe lucruri interesante. Vă invit să învățați la această școală. La anul vor învăța să compună poezii, să compună texte, să facă diferite lucruri frumoase și, desigur, vor face cunoștințe cu prima lor învățătoare. Noi le invităm la Alexandru cel Bun și vrem ca să vină anume în școala aceasta. Dragi copii, ne bucurăm să fiți aici la noi la Liceul Teoretic Alexandru cel Bun. În viața fiecărui om vine momentul în care trebuie să vină la școală. Acesta e un pas destul de important în viață. Școala nu e o simplă clădire, ci e împărăția a înțelepciunii, a succesului și a cunoștințelor. Când eu sunt în clasa a patra, dar parcă ieri am pășit pentru prima dată pragul acestei școli. Eu eram destul de emoționat, cred că și voi sunteți la fel. La școală avem tot de ce e nevoie. Săli de clasă spațioase, săli, cantină, bibliotecă, sală de festivități și altele.
Sper că această vizită la noi a fost una decisivă pentru voi și când veți pleca acasă să nu aveți întrebarea unde să plec la învățat. Sigur că la noi. Vă așteptăm cu mult drag. Micuții care vor merge în toamnă în clasa 1 au vizitat biblioteca școlară, cantina renovată, sala de sport a liceului, sălile de clasă și sala de festivități. Pentru a câta oară învățătoarele Nina Rusnac și Lilia Gonța, împreună cu elevii celor două clase de a patra, i-au întâlnit pe micuții curioși să vadă cum e la școală. Generație după generație, circa 10 la număr au trecut prin școala înțelepciunii pe care cele două învățătoare au deschis-o sutelor de elevi, iar educatoarele din grădiniță sunt deseori martorii acestui schimb de generații. Astăzi am venit la liceul Alexandru cel Bun împreună cu grupa pregătitoare pentru a participa la această mare manifestație care are loc foarte des la această instituție. Suntem de la instituția preșcolară Coșelul de Aur numărul 6 și vreau să aduc un mare respect și mulțumire cadrelor didactice acestui liceu, deoarece își depun toată puterea și silința pentru dezvoltarea tinerii generații. Această instituție este încă o dată în plus o mare valoare pentru raionul nostru, deoarece au ieșit multe generații de valoare și la fel și cadrele didactice cu mare inteligență, cu un mare grad de calificare. În plus, ca și părinte a doi copii care studiază aici la liceu, vreau să mulțumesc toate cadrelor didactice. Noi împreună cu copii o să încercăm să venim permanent și să ajutăm, să cooperăm în parteneriat cu instituția la dezvoltarea tinerii generații. Elevii și profesorii liceului au invitat oaspeții la o expoziție a lucrărilor confecționate de elevii claselor primare la orele de educație tehnologică în cadrul diferitor concursuri și obiecte realizate pentru bună dispoziție. Sigur că, înscriindu-vă copilul la liceul teoretic Alexandru cel Bun, veți fi ca într-o familie. De ce? Deoarece sunteți într-o instituție care, în primul rând, face parte dintr-o zonă cu un ambient verde și, în primul rând, cu securitate, avem camere de supraveghere video. Și de ce copiii dumneavoastră vor fi cei care vor fi protejați și supravegheați pe parcursul întregii zile. La fel, suntem o instituție, o clădire tip, care corespunde cerințelor moderne și cerințelor actuale ale unei instituții școlare. Avem două blocuri, blocul claselor primare, care ați văzut, și blocul claselor de gimnaziu și de liceu. Avem niște săli spațioase, săli luminoase, avem o sală de securitate a traficului rutier, avem o sală de religie, avem sală de festivități, cantină, bibliotecă școlară, laboratoare, săli cu table interactive. De asemenea, avem un centru de resurse educaționale pentru școala inclusivă, care oferă servicii pentru copiii care sunt cu necesități speciale. La fel avem serviciu logopedic, avem serviciu care asigură asistența psihologică a copilului dumneavoastră. Copiii și părinții au aflat care este oferta educațională și numărul de locuri aferent anului școlar viitor și activitățile extrașcolare. Copiii care frecventează cercul de dans al liceului condus de Tatiana Botezat și coriștii claselor primare alături de Ion Scutelnic le-au demonstrat oaspeților ținuta scenică competențele actoricești, literare și muzicale. Yes.
care se grăbesc să vină în clasa 1 recunosc că vin la școală pentru cunoștințe și mult râvnita notă de 10, dar se vor și ei artiști, precum sunt absolvenții claselor primare de la liceul Alexandru cel Bun. Mie mi-a plăcut când copiii au dansat și au cântat. Vreau și eu să învăț și primim nota 10 la școală. Și eu vreau să văd și pentru că mi-a plăcut cum copiii au dansat și au cântat. Vreau să învăț aici pentru că fratele meu a fost aici și vreau ca și fratele meu învață aici și eu vreau să învăț aici la Alexandru cel Bun. Mie mi-a plăcut că toți au arătat așa frumos spectacol. Părinții au apreciat prestația elevilor și a profesorilor liceului. Unii dintre ei vin aici cu al doilea sau chiar cu al treilea copil. La băiețelul la 3 septembrie în clasa 1, de ce? Că școala Ion Palat de Basm ne întâmpină zâmbind și cu porțile deschise, ne așteaptă rând de rând. Spun aceste versuri că e deja a treilea copil la noi în familie și pășește pragul în clasa 1 și sperăm că o să absolvim, cum au absolvit și aici doi feciori noștri. Mi-a plăcut foarte mult că au fost foarte activi copiii, bine dispuși, aveau bună dispoziție, erau bucuroși ca să prezinte spectacolul, adică pentru copiii mici. Evenimentul a fost organizat de liceul Alexandru cel Bun din orașul Rezina cu prilejul începerii înscrierilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017. Părinții își pot înscrie copiii în clasa 1 începând de vineri 1 aprilie. Copiii care au împlinit vârsta de 7 ani vor fi înscriși în clasa 1 în mod obligatoriu, fără probe de concurs, iar cei care nu au încă 7 ani vor fi evaluați de către o comisie de școlarizare. Potrivit directoarei Ludmila Romanov-Ceban, liceul oferă în acest an 100 de locuri pentru viitori elevi în clasa 1. Anual, circa 60 de elevi absolvesc instituția.